dragi telespectatori, și astăzi într-o ediție a emisiunii Folclorul sub lupă. Pe Sorin Ionescu l-am cunoscut în urmă cu puțină vreme, când poate aveam nevoie de un ajutor și se spune că Dumnezeu comunică prin oameni. Ei bine, el a apărut atunci când și eu am avut nevoie. Aș dori mult să aflu de la el despre dragostea față de persoana iubită și de faptul că, deși este o persoană introvertită, sper din suflet să ne facă câteva mărturisiri. Nu numai aici aș vrea să mă opresc, ci la faptul că a avut o încercare atunci când era copil și sper să o împărtășească în cadrul emisiunii de astăzi. Vă invit să urmăriți ediția pe care v-am pregătit-o. Bucuroasă de fiecare dată să aduc în atenția dumneavoastră, dragi telespectatori, artiști unul și unul. De data aceasta, îndrăgitul artist Sorin Ionescu a acceptat invitația noastră în cadrul emisiunii Folclorul sub lupă, pentru că trebuie să-i analizăm viața cu lupa. Și mai mult decât atât, chiar el ne va spune despre trecutul frumos pe care l-a avut, despre copilărie și totodată cum a ajuns să abordeze genurile muzicale, dacă vreți, comerciale, muzica de petrecere și solicitată pentru evenimente pe care le are. Îți spun bună ziua, Sorin, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația în această emisiune astăzi. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Vreau să mulțumesc, în primul rând, postului EdnoTV pentru că m-a promovat, să zic așa. Este primul post de televiziune unde am venit. Unde ai debutat, unde să am zic debutat, așa. Da, și a fost de bun augur. Și pentru chestia asta am un mare respect pentru tot ce înseamnă EdnoTV. Pentru că cei de acasă urmăresc această emisiune și dincolo de partea aceasta a cântecului, Sorin, aș vrea să ne povestești câte puțin despre copilăria ta, pentru că eu știu povestea, dacă vrei, mai de aproape, știu că ai avut o copilărie frumoasă și talentul acesta pe care tu l-ai de a cânta și a încânta publicul poate proveni chiar de la mama ta. Da, această pasiune, să-i zic, hobby sau fiecare o înțelege cum vrea, o am de la mama mea, pentru că în tinerețea ei a cântat cu taraful de la Clejani și taraful de la Mărșa. Și la timpul respectiv era o oarecare concurență între tarafuri pentru maica mea, să zic. Și toate instrumentele, că atunci, la timpul respectiv, nu erau mașini să le permită să și le ia acasă și ulterior să le ducă la evenimentul următor. Și în cursul săptămânii eram cu toate instrumentele în casă. Și chiar mă jucam cu ele, să zic. Și am prins atunci, la timpul respectiv, o pasiune pentru acordeon, pe care am avut după aceea un acordeon mic. L-am văzut la noi, la cooperativă, cum se zice ea, înainte, în sat. Din ce sat vii tu, Sorin? Eu vin dintr-un sat de lângă București, satul Delu se numește. Și acolo ai și copilărit. Acolo am copilărit, acolo am crescut și acolo mă duc și acum. Și pe mama ta cum o cheamă? Doina Ionescu se numește. A participat pe timpul lui Ceaușescu la multe evenimente naționale, a câștigat și câteva trofee, ca să numesc așa câțiva artiști de renume, domnul Tudor Gheorghe, domnul Roșoga. Gheorghe Roșoga, îl salutăm. Da, domnul Gheorghe Roșoga. Ea a venit din Oltenia, fiind olteancă, cu stilul oltenesc, care este foarte plăcut. Mie, cel puțin, îmi place cel mai mult. Nu vreau să fac discriminări pentru alte genuri de muzică, dar simți că ăsta te reprezintă. Culmea este că am copilării și în Craiova. Adică toate vacanțele mele de vară, să zic, mi le-am făcut în Craiova, chiar în oraș. De acolo erau bunicii? Bunicii din partea mamei. Da. Și acum mă duc cu mare plăcere. Și culmea este că acolo îmi fac și piesele. Colaborez. Îți vine inspirația, da, nu? Și am cu băieții de la Craiova. Marea majoritate a pieselor acolo le-am înregistrat. Și mie mi se par foarte frumoase, pentru că eu îmi fac textele în mare parte și la unele dintre ele și linia melodică, să zic. Nu la toate, dar
Fratele tău urmează acest drum, nu, al cântecului? Doar eu și maica mea de la noi din familie. Foarte, foarte frumos. Eu cred că o faci mândră și pe dânsa, pentru că, uite, crescând în casă, dacă vrei, sau cum ai spus, având acces la instrumentele despre care spuneai puțin mai devreme, pentru că nu puteau fi transportate din locație în locație, ai beneficiat, să zic așa, de acest lucru. Am beneficiat, într-adevăr, dar tatăl meu, fiind plecat în afară, a fost, cred că, 2 ani, dacă nu mă înșel, a lucrat în Libia. Și vorbind între ei, maică mi-a spus, băi, vezi că băiatul nostru, Sorin, are chemare către muzică. Fă-i o surpriză și cumpără și lui un instrument, ceva. Și el, adică din ce am simțit eu, iubindu-mă foarte mult, na, orice părinte își iubește copilul, mi-a cumpărat o orgă. Și acum țin minte ziua, am venit de la școală și eram la masă, când văd o mașină neagră, era o Dacia, eu țin minte, parcă o văd și acum. Ies afară, și l-am văzut pe taică, el plecat, era slab, în 2 ani de zile s-a îngrășat și avea și barbă. Nu l-am recunoscut la început. Și am zis, mamă, vezi că e cineva la poartă. A ieșit, păi taică tot. Nu l-am recunoscut după atunci. După atâta timp? Da, a venit după un an și 8 luni. Și ce vârstă aveai atunci, Sorin? Păi cred că aveam vreo 8 sau 9 ani. Deci erai micuț. Da, eram micuț, da. De atunci am avut orgă și la timpul respectiv orgile erau foarte rare. Adică, nu știu, să zic, în toată țara, dacă erau câteva zeci, la timpul, în anii 80, 83, 84, să zic. Și uite că, deși a lipsit atât de mult din familie, tatăl tău fiind plecat, ți-a făcut această surpriză, da, la vremea aceea. Și pentru asta îi sunt recunoscător și acum. Și vreau să mai zic ceva, au fost pe orga respectivă și acum o am, o țin ca piesă de muzeu și mi-aduc aminte cu plăcere de tot ce a însemnat ea pentru mine. Nu spun că veneau foarte mulți instrumentiști, lăutari, muzicanți pentru acea orgă care ea în realitate valora $400, atât a dat pe ea. În schimb, i s-au oferit mașini pentru acea orgă. Pentru că spuneai puțin mai devreme, da, că erau rare. Fiind așa de rară și la un moment dat tentația a fost foarte mare pentru ei, să spun. Și la un moment dat au vrut să facă schimbul acesta. Și eu m-am pus pe plâns, am început să plâng, voi nu vindeți orga. Păi ce faci, înveți la ea sau nu? Păi o să învăț. Bine, taică-mi, eu nu, cum să spun, el credea că dacă pui mâna pe clape, ai și învățat. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și am avut un profesor care mi-a arătat note, game, ce am învățat eu, câteva melodii și după aceea m-a pus mama să... Exersezi singur. Să exersez cu vocea, să încep să cânt cu vocea. După o anumită vreme, să spun, m-a luat lângă ea și am început să cânt. Adică dânsa mergea la evenimente, împreună cu tarafă, și tu o însoțeai. O însoțeam, da, cred că de la 12 ani sau... Mai puțin. Mă duceam după ea, dacă avea evenimente în zonă. Deci ți-ai câștigat un bănuț cinstit. Oarecum, să zic, da. Primii mei bani i-am făcut, țin minte și acum, unde am fost chiar singur. Am fost la un văr de al meu și nu... Cântam așa cum știam eu atunci. Eram la început și, na, el fiind foarte, foarte mulțumit de mine, după aceea ne-am cumpărat scule. M-am împrietenit cu un băiat și după care am început să cântăm la evenimente. Dar la origini profesia ți este alta. Practic tu urmezi două drumuri paralele, să zic așa, profesional vorbind. Două drumuri paralele, că uite, vezi că acum mi-a prins bine. Dacă am văzut pe Facebook mulți oameni din breazla noastră, să zic, a artiștilor, a muzicanților care suferă în perioada asta și... Chiar îmi pare rău pentru ei, să spun. Dar uite că trebuie să, în viață trebuie să ai și planul B, poate și C, să zic. Și da, am o afacere de familie care se ocupă soția și o ajut și eu, să spun, în cursul săptămânii. Mai ales acum că nu mai sunt evenimente, avem
tot timpul din lume să... Și uite că ai dobândit din educație, să spun așa, munca în familie, cu mama ta te-a obișnuit pe tine și o însoțeai pe dânsa la evenimentele pe care le avea. Iată că și tu, la casa ta, cu soție și copil, aveți afacerea de familie de care vă ocupați împreună. Da, așa este. Spune-ne din copilăria ta, știu că vorbeam în trecut, de faptul că ai avut și câteva încercări, dacă ți-a fost copilăria relativ ușoară din punct de vedere al dezvoltării tale, al faptului că părinții ți-au oferit ce ai avut nevoie și nu numai ție, cât și membrilor familiei, ai avut și cumpene pe care le-ai trecut. Ai considerat că Dumnezeu te-a ajutat în acele momente? Eu consider că Dumnezeu mă ajută și acum. Acum depinde de fiecare om ce credință are. Pentru că eu să spun ce mi-am dorit sau dacă m-am rugat la Dumnezeu și chiar trebuie să cresc cu tărie lucrul ăsta, chiar la un moment dat o să ți se întâmple mai devreme sau mai târziu. Eu așa consider. Dacă nu ai chemare și credință, nu se poate face nimic. Și referitor la ce mi-ai spus tu, da, eu așa o consider cumpăna vieții mele. Mergând la noi la țară cu prietenii mei din copilărie, am mers la o baltă la noi să prindem pește. Prindeam pește cu mâna. Fiind primăvară și la balta respectivă era o papură care ne zgâria și ne tăia, am intrat îmbrăcați. Doar mâinile erau la vedere. Restul eram îmbrăcați cu tot. Și la barta respectivă am văzut un stuf, unde eu am considerat că o să prind foarte mult pește. Nu s-a încumetat nimeni să treacă cu mine balta respectivă și am hotărât să o trec singur. Și am plecat. Până la când am ajuns la jumătatea distanței dintre maluri, am început să obosesc și am simțit că nu mai am suflu ni să trec balta, ni să mă întorc. Adică am avut câteva secunde de disperare, să zic. Atunci am crezut că pierd legătura cu viața, să zic așa. Și am hotărât să mă întorc înapoi. M-am întors și din ce trecea timpul simțeam că nu mai am forță să ajung la mal. În fine, mai am, având vreo 20-30 de metri, cred că o distanță foarte mare, mai ales când obosești și nu mai ai putere, ți se pare un infinit. Când nu mai ai, eu ridicam mâna, fiind și îmbrăcat, toată greutatea mă trăgea către fundul apei. Și m-am lăsat, nu pot să zic, cu ultimele mele puteri, până am ajuns să ating cu picioarele fundul bălții. Și prietenii mei, când eu le făceam cu mâna, eram disperat, nu mă credeau. Practic cereai ajutor. Eu ceream ajutorul disperat și simțeam că nu mai am putere să ajung la mal și ei râdeau. A crezut că totul este o glumă. Așa se întâmplă foarte, sau s-au întâmplat foarte multe tragedii de genul ăsta. Și în fine, am ajuns cu propriile mele puteri, deci, la mal. Deci, practic, niciunul din prietenii care te-au însoțit nu te-a ajutat. Nu m-a ajutat niciunul, pentru că ei au considerat că eu glumesc. Cunoscându-mă, că eu sunt un foarte bun înotător, nu, a zis că nu e nevoie să mă ajute, dar ce drama am trăit eu, sau psihică chiar, pentru că după ce am ajuns la mal și am stat, nu știu, câteva zeci de minute, că n-am putut să mă mișc, eram blocat cu totul, nu mai aveam forță nici să respir, să zic. Pur și simplu era imobilizat. Eram un om mort, ce să mai. Și eu asta o consider cumpăna vieții mele, să zic. Și am mai avut un episod tot de genul ăsta, tot la pește, ca să spun, cu un băiat tot așa, care i-am salvat viața. Și urma să te neci. Și urma să mă nec eu, da, ajutându-l. M-am băgat, cum se zice, la fundul apei și l-am ridicat, el strângându-mă cu picioarele, aproape că nu știu cum am scăpat de acolo.
Și da. Te-ai gândit vreodată să nu mai mergi, Sorin, la pește? Oare n-a fost un semn să te lași de hobby-ul acesta? Păi, problema este că la pește mai mă duc și acum cu prietene, mai ales când sunt la țară, fiind cald afară, vine ei la mine sau mă sună și mă... chiar mergem. Și culmea este că prindem pește cu mâna, nu fără deci nicio... Deci nu te-ai lăsat de copilul da, acesta pe da. Care l-ai abordat încă din copilărie. Chiar îmi place, dar mă simt bine cu prietenii mei. Dar, de exemplu, dacă fiul tău ți-ar spune că ar vrea să facă acest lucru pentru că l-a văzut la tine, l-ai lăsat să meargă... Nu. Nu știu dacă l-aș lăsa, nu cred că l-aș lăsa. Și te întreb acest lucru pentru că vezi, poate mama ta în ziua de azi nu s-ar mai fi bucurat de tine sau tatăl tău dacă se întâmpla o nenorocire, o tragedie la vremea aceea. Și de asta te și întreb pentru că și tu ești tată și ai copil și nu m-ar mira să te întrebe dacă ei permite să meargă să pescuiască cu mâna cum a făcut și tatăl lui. Da, nu, cu siguranță nu l-aș lăsa, dar noi fiind, așa erau timpurile, plecam dimineața, dacă mâncam ceva bine, dacă nu, plecam și mai veneam noaptea după câmp sau unde plecam noi la furat de mere, pepeni, ce... Deci nu te-ai dat niciodată în vânt de la muncii? Nu. Știu că te-ai căsătorit cu soția ta după foarte mulți ani de relație. La ce vârstă ai cunoscut-o? Și știu că a stat aproximativ 19-20 de ani împreună. Ea, sincer, mi-a zis, băi, ai grijă să nu vorbești despre mine la emisiune sau, dar eu nu pot să, pentru că... Sub lupă, draga noastră, trebuie să știi că totul e real. Chiar mi-a zis, ai grijă să nu vorbești despre mine, dar eu n-am nicio treabă, pentru că a fost lângă mine atâta timp și îți dai seama, o iubesc și mai ales băiatul nostru care este lumina ochilor noștri, să spun, și o apreciez pentru că a fost lângă mine și la bine și la rău, adică chestia asta mi-a arătat-o și pentru ea, eu nu-i prea spun să zgârci cu sentimentele. Eu mai bine prefer să tac și să fac și să demonstrez, da. Și ea știe foarte bine lucrul ăsta. Cu toate că mai mă reproșează sau vezi că nu mai mi-ai spus de mult sau... Dar și... Da, în urmă cu 3 ani am legalizat, să spun, căsătoria noastră și uite că a trecut timpul foarte repede. Chiar ieri sau alaltă vorbeam despre... Nu știu ce era. Mi-a găsit floarea de la de costum, ginere. De ginere în husa cu care am venit aici la emisiune. Îți dai seama ce grijă am avut eu de floare. Urma să mai faci, uite, de data asta e oficiat, să zic așa, pe post că ați avut căsnicia în urmă cu 3 ani și uite că se leagă foarte bine. Da. Dar cât ați fost în relație, adică fără să ajungeți la starea civilă? Ne apropiem de 20 de ani, să zic. Mulți înainte să ne. Ea fiind de la mine din sat, eu, ocupându-mă cu muzica, eram, nu vreau să mă laud, dar așa s-a întâmplat la vremea respectivă, pentru că ai mei mi-a cumpărat, fiind Dacia, regina mașinilor la timpul respectiv, mi-au oferit un oarecare avantaj, să zic. Ocupându-mă cu muzica, na, fiind puștan... Te puteai deplasa la evenimente. Mă puteam deplasa la evenimente și aveam și succes, să spun, la domnișoare. Sau, mă rog, da, și a fost sentimentul reciproc. La început, fiind prieteni, mai mă duceam pe acolo pe la poartă, cum era la țară, a început idila, să zic. Și uite că a trecut 20 de ani, parcă ar fi fost ieri. Da, și pe mine m-a surprins când ai spus puțin mai devreme și uite o relație care dovedește că se poate și că dincolo de toate, deși anii trec peste noi, peste voi, se poate finaliza o astfel de relație atât de frumos. Da, în sensul ăsta chiar mă consider un om norocos, pentru că am o soție și o mamă. Exemplu, chiar nu am ce să-i reproșez în sensul ăsta. Chiar sunt, ți-am zis, doresc la mulți să aibă soție ca a mea. Chiar i-am compus o melodie. Pentru băiat i-am compus două piese. Prima mea piesă când s-a născut, am compus-o atunci. Strofa și refrenul, eram la maternitatea respectivă și
aveam telefonul în mână și am compus prima strofă și refrenul atunci pe moment. Stau să mă gândesc că spuneai mai devreme despre sentimente că ești zgârcit în a ți le exterioriza sau le arăta, dar în verbal, același timp da. Tu îți manifesti dragostea sau bucuria pe care o trăiești interior prin versuri, iată. Da, i-am compus o melodie, De ce îmi iubesc nevasta. Și care a fost răspunsul? Și răspunsul a fost că cred că este una dintre cele mai apreciate piese ale mele. La orice eveniment, eu prima dată când mă duc la un eveniment, îmi cânt piesele mele. Adică, ca să te diferențiezi, da, practic. Am foarte multe piese. Nu vreau să mă laud în fața telespectatorilor, dar lumea chiar, când le cânt fiind piesele mele și trăirile mele, transmiți asta. Transmit și chiar sunt mulțumit și văd că munca mea este apreciată când văd lacrima pe fața omului respectiv, mi-am atins scopul. Adică scopul fiind mulțumirea mea sufletească. Când eu cânt piesa respectivă și omul mi-apreciază munca. Nu contează banii, că eu la orice eveniment, în afară de onorariul care îl discut cu omul respectiv, nu știu, am așa un flair care oamenii, mulți, domne, faci bani numai la manele. Nu e adevărat. La orice piesă, dacă omului îi cânti și îi place, nu contează ce îi cânti. Dacă tu îi transmiți omului respectiv și cuvintele să fie acolo la sufletul lui, nu contează ce piesă îi cânti sau ce sound se aude pe spate, fiind horă, sârbă și așa mai departe. Spuneai mai devreme că ai compus această piesă, De ce îmi iubesc nevasta? Da. Și în versuri bănuiesc că se găsește și răspunsul, nu? Da, bineînțeles. Și ce ai menționat acolo? Asta trebuie să spui sub lupă, chiar dacă soția te-a atenționat de acasă, că să nu vorbești de ea. Uite cum mă aduci tu să mă îmbași ceartă în casă, să zic. Vrei să-ți transmit cuvintele, da, din piesa, da, respectivă? Să știi că sunt... Că poate să regăsesc mulți bărbați, Sorin, de asta te și întreb. Păi începe așa, cine cu mine la rău și la bine și îmi poartă numele. E cea mai frumoasă, știe să dea clasă la toate femeile. Și după care refrenul... Uite, îmi pare rău că nu pot să o cânt. Deci eu îmi iubesc nevasta și o ador. I-ai zis asta vreodată sau spui acum în emisiunea Folclorul Sub Lupă? Păi nu i-am zis, pentru că ea și acum m-a sunat, ce faci? Și mi-a zis că mă iubește la... Și eu nu i-am zis, da, bine, hai că vorbim. Adică foarte rar îi spun că o iubesc. Eu doar îi arăt. Deci nu chiar trebuie să păstreze emisiunea asta în videoteca de acasă. Da, păi chiar o să îți dai seama că o să o vadă și ea, probabil. Sau o să-i o arăt deci, eu. Deci, tu dovedești clar că ești genul de bărbat sentimentalist și afișezi lucrul acesta, dar ai o perdea, dacă am vrei, o perdea, sau exact. O barieră în, da, care... Cât consideri tu transmiți? Eu cred de că asta face diferența. Transmit, dar nu verbal. Doar... Prin gesturi. Prin gesturi, și eu cred, da, că contează de cele mai multe ori mai mult decât orice, păi, altceva. De ce să te lingușesc, să spun că te iubesc și în spate nu e așa? Mai bine lasă-mă să-ți arăt și să vezi decât vorbe și cuvinte, că mulți strigă în gura mare și în spate nu face nimic. Este? Este foarte adevărat și uite, pe mine a fost totul, să spun așa, pe repede înainte, pentru că nu simți cum trece timpul în emisiune, dar bucuri inimile celor de acasă, cum ai spus și tu transmiți prin versuri, eu transmit prin cadrul emisiunii Folclorul Sub Lupă, emisiune pe care o moderez cu toată dragostea mea și aflu și mă dezvolt și învăț lecții de viață odată cu artiștii și cu cei de acasă care urmăresc emisiunea și am concluzionat că în ediția de astăzi Sorin Ionescu este genul de bărbat care iubește. Deși nu spune asta verbal, de faptul că ai simțit că te-ai născut a doua oară în momentul în care cumpăna ai avut-o în copilărie și totodată că îți slujești meseriile, cele două pe care le ai, cu multă dăruire. Uite, apropo de chestia asta, hai să mai spun ceva dacă sigur, ne permite. Am o piesă, Ești mândruță la iubit. Cum? Ea nu știe ce. Îi spun, vezi că plec la Craiova, că am două, trei piese de înregistrat. Bine, ai ce trebuie, ce dau, ce rămâi acolo, rămân sau nu rămân, pune-mi un bagaj și vedem, vorbim. Că nu știu ce se întâmplă acolo.
Și am înregistrat piesa Ești mândruț, s-o l-a iubit. Când a auzit-o, bă, pentru cine ai făcut piesa asta? Na, dar păi asta nu e piesă, e o piesă, zic, păi e o piesă de Vlașca. Zic, e o piesă care îmi place mie, cuvintele sunt cuvinte și asta e ce vrei. Dar ce te-a determinat să o scrii? Păi așa mi-a venit mie, pentru că la începutul relației noastre nu era atât de ferm convins că o să meargă înainte. Părinții nu prea au fost de acord cu relația noastră. Așa am simțit eu. Ea la un moment dat mi-a spus că nu a fost, dar nu mi-a spus atunci. Pentru că, na, ea având studii superioare, venind la București la facultate, na, părinții ei voiau altceva de la ea sau, mă rog, nu știu ce, la timpul respectiv ce... Se ghidau poate să-și iau un om pe măsura a ceea ce au crescut dumnealor. Da. Da, dar tu ai dovedit asta, ai dovedit contrariu și că fata este ținută în puf, între ghilimele, păi și acum îi mai, că ne mai luăm așa, mai avem glumele noastre, îi mai spun, păi zic, altul ca mine nu mai găsești toată viața ta, pe unde te-ai duce, să zic. Mă întreb dacă e un slogan ăsta, pentru că l-am auzit la foarte mulți bărbați. Da, acum fiecare bărbat, îți dai seama, are orgoliu, mândria și onoarea lui. Da, nu, adică chestiile astea sunt... indispensabile la un om, mai ales care, așa suntem noi bărbații, creați, să zic. Și acum, în încheiere, spune-ne ce regrete ai tu până acum, Sorin Ionescu. Cel mai mare regret al meu ar fi pentru că nu m-am promovat mai devreme, să zic. Am cântat de la 13-14 ani, chiar am muncit. Am, spunea un băiat, un cântăreț, e cunoscut, nu vreau să-i dau numele, măi fraților, mi-am tocit coatele și pantofii în multe corturi de la țară. Omul a ajuns sus, bravo lui, chiar îl felicit și cred că chestia asta mi se potrivește și mie. Pentru că mulți se văd, bă, uite ăsta cântă, are bani. Nu e adevărat. În spate... Cred că cel mai mare stres, mi s-au întâmplat câteva chestii la anumite evenimente care nu spun ce trăire am avut. Înainte să ardea stația, amplificarea. Totul era, noi având, cântam cu orgi, nu s-auzea un acordeon, un contrabas, un țabal, să mai aude acolo, să salvezi situația. Dar la noi nu s-auzea nimic. Dacă se ardea amplificarea, era mort tot. Și am ajuns să-mi cumpăr două amplificări separate, una o țineam acasă în caz de se întâmpla ceva, numai să scap de stresul ăsta, pentru că aveam așa mare rușine față de omul respectiv, de nu simțeam că cade cerul pe mine când se întâmpla. Eu fiind nevinovat cu nimic, țin minte că am cântat undeva lângă București, la Dragomirești, am fugit de la nuntă, efectiv. M-am urcat în mașină și nu știam unde să mă duc. Norocul meu a fost că mi s-a ars amplificarea de vreme. Nu, păi și de ce ai fugit de la nuntă? Am fugit pur și simplu să caut altă stație. Mergând cu... Că nu erau telefoane mobile atunci. Îți dai seama ce... Și m-am întors după două ore cu stație. Nu știam unde mă duc. Am plecat în București. Știam undeva în zona Ghencea că sunt niște băieți care cântă. Am luat-o din poartă în poartă. Am bătut pur și simplu la unul la poartă. Nu știam unde mă duc. Nu pot să cred. Vorbesc serios. Alo, a ieșit, domne, uite, e un băiat care cântă, eu nu știam că, adică eram, m-am dus în necunoscut, nu știam. Păi, domne, un băiat, uite, du-te la strada cu tare. Și fiind, chiar am ajuns la un băiat care cânta de la Clăjean, chiar acolo locuia. Am ajuns, chiar îl cunoșteam. Ce faci, Sorine? Păi, face, uite, sunt la o nuntă, dă-mi și mie o stație, ceva, că mi s-ar și eu înapoi nu mai mă întorc. Fiind mama cu toată formația, eu am plecat cu mașina. Face, stai puțin că te ajut eu. S-a îmbrăcat omul și m-a dus la cineva unde avea la teatru Ion Creangă. Avea ea amplificarea respectivă, dar nu avea efecte. Noi mai cântăm cu reverb, să mai
să mai reglăm puțin vocea. În fine, am luat-o, nu mai conta ce era acolo. Și am colaborat cu omul respectiv. Nu voia să-mi dea stația. Dăm bani înainte. Băi, nene, n-auzi că n-am niciun ban, am fugit, n-am acte, nu am nimic decât cheile la mașină. Ce vrei să-ți las? Nu, domne, că așa faceți toți, că... Și i-am zis, uite, eu mâine am altă nuntă. Asta fiind sâmbătă seara. Face, păi ți-l dau pe fiul meu cu mine. Păi hai, urcă-l în mașină, ce mai stai? L-am luat și pe fiso și atunci am colaborat vreo 5-6 ani cu omul respectiv. Și ai dovedit că e serios. Am dovedit că sunt serios, da, și chiar am rămas prieteni. Și am multe trăiri, să zic. Am la o, tot așa, la o nuntă, am, fiind obosit, eu cântam vinerea la discotecă, sâmbăta și duminica. De-aia spun că să cânți 3 zile, doar să stai treaz și înseamnă o performanță uriașă, dar să cânți. Să, mai ales soliștii vocali sunt, eu așa consider, depui foarte mult efort fizic, că nu tragi, dar sistemul respirator este foarte solicitat și corzile vocale. Dar tu, pentru că ai încântat oamenii care te-au invitat și că ai fost prezent la evenimente, cu siguranță n-ai un regret pentru toate întâmplările pe care le-ai avut. Chiar mi-a și ți-ai dat și singur dovada certă că ești un om care se descurcă indiferent de situație. Da, nu m-am dat bătut. La un moment dat am avut așa o, cum să zic, să renunț. La cântat. Să renunț la cântat. Am avut așa un moment de tristețe, să zic. Băi, pentru ce mai mă duc? Ce... Fiind anul ăsta, chiar, cu pandemia asta, când am văzut că totul mergea bine și frumos, dar zic, uite, asta e o încercare pe care trebuie să o trecem, nu numai eu. Toți artiștii, toți oamenii care lucrează în domeniul ăsta, să zic, trebuie să trecem cu bine, pentru că ne-a afectat pe toți, mai mult sau mai puțin. Aici se va cerne nisipul, dacă vrei, vor fi care vor rămâne și care, probabil, cum ai spus și tu, vor renunța. Pentru că este un drum anevoios și nu ești primul care spune acest lucru. Ca să ajungi, să ai reușite și pe culmile înaltului, trebuie să treci și de etapele acestea mai grele. Da, într-adevăr, așa este. Ce ți-ai mai dori pentru viitorul apropiat, Sorin? Păi știi cum este, acum o să vin cu contrariul. La un moment dat am vrut să renunț, dar acum vreau să mă promovez mult mai mult și vreau să... Chiar astăzi am vorbit cu un coleg. Nu știu dacă... Probabil că mulți telespectatori îi cunosc. Se numea Formația Novomatic, din care am făcut și o parte, o anumită perioadă mică. Și pentru chestia asta am fost respectat de ei, adică i-am ajutat într-un fel. Și chiar astăzi am vorbit cu unul dintre ei, că erau doi băieți care cântau și au avut mare succes în anii 90. Și m-am gândit să fac câteva piesele respective, ele fiind vechi. Și am zis să le dăm... Să le scoatem de la naftalină, cum... Că și eu, să le reinterpretezi. Să le refacem. Și cred că săptămâna viitoare o să imprimăm 2 piese. După care urmează alte proiecte. Pentru care noi îți dorim foarte mult succes și vreau să-ți mulțumesc oficial aici, în cadrul emisiunii, că ai acceptat invitația. Că deși ești omul care își pune bariere la viața personală, eu am putut să trec dincolo și să dezvăluim celor de acasă și despre cum gândește un bărbat și pentru că ai subliniat mândria și orgoliu, că poate mulți nu spun asta, dar tu ai făcut să reflecte asupra acestor lucruri și cu siguranță mulți se regăsesc și cu promisiunea că vei fi prezent la emisiunile de televiziune pentru că merită, având în vedere că ți-ai plănuit să bucuri telespectatorii și oamenii care te ascult. Vă mulțumesc și ori de câte ori mă invitați și timpul îmi permite, o să vin cu drag. Mulțumim mult! În ediția de astăzi m-am gândit să invit o tânără frumoasă care v-a încântat
întotdeauna cu vocea distinsă pe care o are. V-a încântat cu prezența frumoasă în emisiunile de televiziune și astăzi vine la Folclorul sub lupă să ne vorbească despre marea ei dragoste, despre faptul că, deși are o carieră de succes în muzica populară, urmează și o altă meserie. Mai mult decât atât, să nu vă gândiți că viața i-a surâs întru totul. Eu sper să aflu toate lucrurile acestea chiar de la ea, de la Diana Sârbu. Așa că mă voi așeza aici și o voi aștepta să vorbim între prietene și să ne facă chiar ea dezvăluirile pe care le are de făcut. Dragi telespectatori, și pentru că întotdeauna tinerii au ce povesti, tinerii care slujesc sau urmează acest drum al cântecului popular autentic, întotdeauna la Folclorul sub lupă aleg să vină de cele mai multe ori să vă împărtășească partea sufletească, partea personală și acolo unde noi nu putem intra fără acordul lor. Astăzi este vorba de o tânără artistă frumoasă care a urmat studiile superioare și chiar am fost și colegi o bună perioadă de timp și vreau să mă bucur să-i spun bine a venit în emisiunea Folclorul sub lupă Dianei Sârbu. Bună seara și bine te-am găsit, dragă Lavinia. Mă bucur că ne revedem după atâta timp și vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai înlesnit întâlnirea mea, de fapt, nu doar a mea ca și artist, întâlnirea omului Diana Sârbu cu privitorii acestei emisiuni. Și vreau să fii cât se poate de relaxată, să transmit eu și tu, de asemenea, mie energia aceasta pozitivă, pentru că trebuie să vă spun, dragi telespectatori, Diana întotdeauna are grijă cum apare în fața telespectatorilor și astăzi am spus că trebuie să fie așa cum este ea, omul de pe stradă, omul cu care ne întâlnim în magazin, pe care îl vizităm sau, de ce nu, ne face plăcere să o întâlnim. Pentru că aici și telespectatorii care stau în fața micilor ecrane și urmăresc această emisiune pe placul dumnealor, vreau să spun că vor să descopere ceea ce ești tu. Pentru că pe scenă nu înseamnă că ne atașăm o mască, dar poate nu transmitem sau nu suntem oamenii pe care îi întâlnim zilnic. Așa este, pentru că de fiecare dată când urc pe scenă sau apar în fața celor ce-mi iubesc cântecele, încerc să am o imagine ireproșabilă, pentru că ți-am zis și astăzi, când, înainte să filmăm, ce fac? Îmi iau costumul, pentru că nu sunt obișnuită. De fapt, este, cred, prima oară când apar în fața telespectatorilor, fără băsmăluță, fără fusta aleasă, fără ie și, de fapt, fără întregul meu port tradițional. Ești frumoasă costum, dar ești foarte frumoasă și mulțumesc din așa suflet. Cum ești. Mulțumesc din suflet. Eu cred că tinerețea înseamnă frumusețe și atunci dăm voie să-ți întorc complimentul. Îți mulțumesc și eu, Diana, și vreau să te întreb, pentru că așa obișnuiesc de să o fac în această emisiune, până ajunge la punctul culminant, la momentul de maximă tensiune, dacă vrei, să ne spui despre tine, despre cum era Diana Sârbu în copilărie, despre modul în care a crescut, ce amintiri au rămas de la părinți, povețele pe care mama ți le dădea și cum te-ai înțeles cu fratele tău, pentru că știu că ai un frate mai mare. Nici nu i-am pus bine întrebarea și deja lăcrimează. Da, așa este, am un frate mai mare decât mine cu 10 ani, are 36 de ani, v-am spus și vârsta mea cu ocazia asta. Am un nepoțel, o nepoțică pe drum, am o mamă minunată, sunt un om fericit, împlinit pe acest plan. Îmi iubesc foarte mult familia. Vin dintr-o familie tradițională și am crescut iubind folclorul, muzica populară, tradițiile românești și iubind oamenii. Asta am învățat acasă, să iubesc oamenii și să-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru că m-a întrebat ce am învățat acasă. În mare parte m-au crescut bunicii mei. Pentru că mama a fost plecată foarte mult timp la muncă. Și la muncă însemnând străinătate? Nu, a fost... a lucrat undeva la o fabrică, dar lucra tot timpul în schimburi și era foarte greu să se ocupe în permanență de noi. Și atunci mamaia mea, Dumnezeu să o ierte, a pus umărul la acest lucru și iată că, zic eu, cu ajutorul mamei, cu ajutorul bunicii mele, am crescut doi oameni frumoși și când spun oameni frumoși, mă refer la educația pe care am primit-o, nu neapărat fizic. Și vorbești despre mine și despre fratele meu. Ai 26 de ani, Diana, suntem în generația aceasta de tineri și știi, greu se mai amintește sau greu mai spun artiștii cu vârste apropiate de noi despre cei 7 ani de acasă și bunosimți. Oare nu crezi că astea au ajutat și au contribuit cel mai mult la formarea noastră ca oameni? Pentru că nu se mai pune atât de mult accent pe asta. Eu știu și am învățat un lucru. Școala
te ajută să dezvolți ceea ce ai căpătat de acasă, însă dacă tu de acasă, când ai plecat, când ai pășit în primul an de școală, dacă părinții nu ți-au dat educația de care tu ai nevoie să te dezvolți în viață, orice diplomă ai avea este degeaba. Pentru asta îi rămân datoare mamei mele întotdeauna, pentru că m-a învățat înainte de orice să fiu om cu toți oamenii din jurul meu și să nu uit că trebuie să mă port frumos cu fiecare persoană care îmi trece prin viață, indiferent dacă lasă urme frumoase sau mai puțin frumoase în viața mea, pentru că fiecare om poate fi cel mai important om pentru alți oameni. Și atunci cred că lucrurile astea nu le înveți la nicio școală. Le înveți acasă, dacă ești crescut frumos. De-aia vreau să și menționez că m-am apucat de scris o carte. Nu știu dacă pot să o numesc neapărat o carte, este mai mult un jurnal unde îmi scriu memoriile pe care intenționez să o public în scurt timp și se va numi Jurnalul unui om crescut frumos. Jurnalul unui om crescut frumos. Da. Îmi pare rău, uite că ne-ai adus-o și fizic în ediția de astăzi, dar de ce nu, poate în viitor ne vom întâlni și o vei prezenta. Sper să fac asta. Ce te-a determinat să publici această carte, să-ți așterne acolo gândurile și trăirile? Pe parcursul drumului meu în viață am întâlnit oameni, cum să-ți spun, care m-au ghidat frumos prin viață și oameni care m-au învățat să nu fiu ca ei. Și, în primul rând, faptul că am întâlnit astfel de oameni m-a educat pe mine ca și om să nu fiu neapărat ca ei. Deci poate și eu am greșit față de alți oameni și poate și eu sunt rea în povestea cuiva, dar știu sigur că dacă am greșit, am căutat să acopăr, să repar ceea ce am greșit. Și să-ți asum greșeala, exact. Și să-mi asum și niciodată nu am făcut rău în mod voit cuiva. Și cred că asta e cel mai important lucru în viața fiecărui om. Dacă greșești, asumă-ți, dar nu fără un mod voit. Și nu răsplăti cu rău. Și nu răsplăti cu rău, rău. Așa este. Pentru că e foarte important să-ți iubești semenii. Dacă îți iubești semenii, înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu. Nu putem să pretindem că suntem oameni crescuți frumos, credincioși, nu știu, oameni care vor binele altor oameni, dacă noi nu manifestăm dragoste față de oameni. Pentru că, până la urmă, iubirea de Dumnezeu este iubirea de semeni. Deci m-ai cucerit cu, i-aș spune eu, sau l-aș denumi citatul Dianei Sârbu, pentru că, vezi, tu e greu să dezvolți, să accepti și să consideri că ești rău educat sau nu atât de bine educat când nu-L aduci pe Dumnezeu în discuție. Eu sunt întru totul de acord cu tine și mi-ar plăcea ca pentru mulți aceste emisiuni, aceste invitații lansate oamenilor cu capacitate de a discuta să-i ajute în dezvoltarea personală. Pentru că ai spus despre capacitatea unora de a recunoaște sau nu educația pe care o au. Și aici vorbim despre educația emoțională, nu vorbim doar despre educația școlară, ca să-i spun așa. Mi-aș dori foarte mult ca tinerii de vârsta mea să îl pună pe Dumnezeu în tot ceea ce fac. Pentru că de câte ori facem asta, vom descoperi doar lucruri bune, atât în noi cât și în cei din jurul nostru. Ești de poveste, Diana, și abia aștept să îți citesc și eu jurnalul. Sunt curioasă și să aflu și mai multe despre tine, deși știu că ai venit cu inima deschisă pentru publicul tău telespectator. Așa și este. Nu numai. Și pentru că am spus de asta, ești un om realizat la cei 26 de ani pe care i-ai, cu siguranță mama este foarte mândră de tine. Dar înainte de a trece la un capitol dureros și greu din viața ta, aș vrea foarte mult să ne spui cine te-a îndrumat pe acest drum al cântecului popular, pentru că tu ai o profesie de bază, dar o poți numi profesie sau meseria pe care o slujești atât de frumos în cântecul popular. Așa este. Pot spune că muzica este prima și singura mea dragoste adevărată până acum. Dar în paralel lucrez în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. În continuare mă ocup de tot ceea ce înseamnă muzică populară și folclor. Încerc să promovez pe cât posibil tradițiile locale și de fiecare dată încerc să scot cei mai frumos din mine ca și artist și să aduc în fața telespectatorilor.
Drumul, de fapt, pe drumul cântecului popular, nu pot spune că m-a îndrumat cineva anume. Cred că acesta a fost cursul vieții mele. Nu am făcut nimic intenționat ca viața să mă poarte aici. Așa a vrut Dumnezeu. Pur și simplu am început să cânt la serbările școlare, când eram foarte, foarte mică și eram moț în frunte la toate serbările. Așa, și de acolo m-au descoperit oamenii. Oameni care mi-au apreciat talentul, care au văzut în mine potențial și au spus: Diana, tu nu trebuie să stai acasă, tu trebuie să cânți, tu trebuie să arăți lumii ceea ce știi. Și aici vreau să-l menționez în primul rând pe Mihai Năstase, alături de Cristian Năstase, mai apoi maestru Nicolae Bodgros, cu care am realizat un album în anul 2013, Răzvan Mitoceanu, doamna Mariana Honceru și foarte mulți oameni care mi-au apreciat calitățile vocale și care au avut încredere în mine și mama. Mama care să știi că m-aflam ieri și îmi cer scuze că fac o paranteză la o altă înregistrare pentru altă emisiune și erai vorbită foarte frumos pentru că ai calități vocale, pentru că ești un om deosebit și uite că asta n-a făcut decât să mă alătur și eu și să confirm, chiar dacă te știam de mult timp. Și aș vrea aici puțin să ne spui, ai spus că marea ta dragoste este cântecul popular. La ce om ești tu? Ești independentă, ai o carieră frumoasă, ești atât de bine crescută. Cum de nu ți-ai găsit tu marea dragoste? Și aici mă refer la partea sentimentală. Apropo de asta, că să încep cu o glumă, vezi că port inelul ăsta și chiar pe drum, pentru că am venit cu mama mea, mama îmi spunea: dă-l jos, mami, că pe stânga se poartă verghetă și arată ca o verghetă. Nu știu, Lavinia, cred că nu a venit momentul, probabil nu mi-am împlinit, să spun așa, toate visele și toate dorințele ca să mă pot lega îndeajuns de bine de un om. Poate că trebuie să mai aștept, însă știu sigur că undeva sufletul meu pereche mă așteaptă și am încredere că atunci când voi trăi acea poveste de dragoste va fi așa cum trebuie să fie și cum mi-am închipuit-o întotdeauna. Sunt convinsă că cei al meu e pus deoparte. Când crezi că se termină un capitol de dragoste din viața unui om? Când se termină iubirea. Asta este factorul principal într-o relație. Dragostea este cel mai important lucru. Eu cred că oamenii sunt făcuți din iubire și pentru iubire trebuie să trăiască. Cât de frumos ai spus. Da. Și pentru că ne-ai spus de evoluția ta de frumoasă, despre faptul că ai iubit și iubești, dar acum cântecul popular, pentru că exact cum ai zis ce ți-ai scris, da, e pus deoparte. Și tu ai mai avut și în sufletul tău rămâne marea dragoste pentru tatăl tău și ai avut o cumpănă care nu întâmplător se leagă de asta, poate chiar de la începutul emisiunii telespectatorii se întrebau de ce oare Diana a amintit doar de mamă și de fratele tău. Da, tatăl meu a murit când aveam 5 ani. Eu aveam 5 ani, fratele meu 15 și a murit în mod subit. A fost o moarte la care nu s-a așteptat nimeni, avea doar 38 de ani. Pur și simplu mergea pe stradă și l-au înțepat două albine și n-a mai trăit, adică a făcut șoc anafilactic și a murit. Asta a fost, adică nu știu dacă a durat un sfert de oră momentul. Și pentru că m-ai întrebat, când aveam 12 ani, deci la 7 ani după ce s-a întâmplat lucrul acesta, am făcut și eu aceeași alergie, adică am făcut șoc anafilactic la o anumită substanță dintr-un medicament și eram să mor. Am ajuns în stare foarte gravă la spital. De fapt, am fost plimbată între 3 spitale pentru că niciunul dintre spitale nu voiau să mă primească, nici spitalul de urgență, nici pediatria, nici la infecțioase, pentru că spuneau că nu e de competența lor și salvarea mea a fost un medic care era de gardă și întâmplarea a făcut că l-a scos Dumnezeu din birou, să spun așa, și m-a văzut și a început să țipe la asistente că voi nu vedeți, copilul ăsta moare și în fine, și am stat 2 zile la terapie intensivă și vreau să-ți spun că acel medic nu s-a mișcat de lângă mine 2 zile. Pentru că atât de mult s-a temut că o să mă piardă și tot ce pot să-ți spun e că mă uitam la mâinile mele și vedeam cum mi se urcă edemul, pentru că mă umflasem foarte mult de la alergie, de la
și intram în tub cardiorespirator și nu mă mânca pielea, nu puteam să spun un loc unde mă mănâncă, pentru că mă mânca pe interior, nu pot să descriu senzația și nici nu mai puteam să mai respir, îmi smulgeam părul din cap, deci practic intram în stop cardiorespirator și când am ajuns la spital, medicul a chemat-o pe mama și ulterior am aflat acest lucru și a spus că dacă mai întârzia 5 minute, nu mai aveau ce să-mi facă. Salvarea mea a fost fratele meu, care este mai mare decât mine cu 10 ani și avea permis la momentul respectiv și m-a dus repede la spital, pentru că noi am chemat salvarea, dar am chemat salvarea undeva la 17 după amiaza și a ajuns undeva la 11 noaptea. Deci dacă și era o chestiune de câteva minute, adică trebuia să acționez în câteva minute, pentru că așa este șocul anafilactic. Dacă nu acționez pe moment, cu adrenalină, cu hemisucinat și ce se mai face, pierzi pacientul, chiar dacă el este perfect sănătos. Mă gândesc prin ce șoc a trecut mama ta, care a rămas văduvă, căruia a murit soțul din, așa cum ai spus, poate o ciupitură banală a unei albine, da. Și la perioadă de timp să se repetă istoria cu fiica ei, care, da. Slavă Domnului, uite, a rânduit Dumnezeu să trăiești. Și da, să așa a vrut Dumnezeu ca eu să trăiesc. Probabil că am multe lucruri frumoase de făcut în viața asta și trebuie să-mi duc misiunea la bun sfârșit. Ai simțit atunci când ți-ai pierdut tatăl, Diana, nu știu, un blocaj în care poate atunci nu te-ai regăsit și care ulterior a influențat viața ta negativ sau poate neîncrederea în partea masculină sau poate lipsa... Știi, se spune că fetele au o relație specială cu tații. Am simțit, bine, e o pierdere pe care, un gol de fapt, care nu se umple niciodată, însă am avut noroc de fratele meu, care pentru mine este ca și părintele meu, nu pot să spun că îl consider frate. Și mi-a fost alături ca un tată și îl iubesc foarte mult și pot să spun că a ținut locul tatălui meu, dar mama mea este de două ori femeie și odată bărbat, pentru că a făcut față atât de bine în a ne crește și ne-a crescut atât de frumos și a avut grijă să nu ne lipsească nimic și s-a zbătut atât de mult pentru noi, încât nu am simțit lipsa tatălui meu decât poate uneori emoțional, pentru că au fost situații și momente când mi-am dorit. Și știi care e cea mai mare durere și cea mai mare întrebare a mea? Pentru că tot timpul îi spun și mamei, cum suna vocea tatălui meu? Pentru că eu nu mai țin minte, fiind foarte mică, aveam 5 ani când a murit, nu țin minte acest lucru și tot timpul mă întreb cum suna vocea tatălui meu. Mai ales când aud pe la mama, pe la fratele meu, că el cânta foarte frumos. Și îți dai seama că te întreb tot timpul cum ar fi fost dacă. Și să nu știi, să trăiești toată viața cu durerea asta în suflet, e destul de greu. Dar... nu știu. Așa a vrut Dumnezeu, poate că trebuia să-l pierd pe el, ca eu să devin omul care sunt, nu știu. Eu sunt un om care în viață s-a resemnat cu foarte multe lucruri, pentru că așa trebuie să fiu și am învățat să accept și să iau ce mai bun din viață, chiar dacă poate uneori mi-a fost foarte greu, chiar dacă n-am fost de acord de multe ori cu ceea ce mi s-a oferit, pentru că de multe ori și la școală am fost nedreptățită, pentru că mama nu putea să vină și eram... Tot timpul eram prima în clasă și în generală și luam tot timpul premiul întâi și mama nu venea să se ocupe. Adică n-a fost unul dintre acei părinți care trebuia să stea după noi la școală, să aibă grijă să luăm note mari. Și... a fost independenți. Da. Și la școală nu eram tot timpul tratat așa cum mi-aș fi dorit. Știi că uneori, nu știu, ceilalți copii, părinții celorlalți copii, au căutat să minimizeze, nu știu, capacitatea mea, știi? Și mă zbăteam de multe ori să demonstrez că... contrar aparențelor. Că sunt ceea ce par că sunt. Deci că ambițiile mele nu sunt în van. Și mi-a ieșit.
Ai avut o muncă interioară, practic, și mă uit la tine că suferi pentru lucrul ăsta și poate la vremea aia n-ai fost înțeleasă și știi, îmi creează că și eu lacrima din același motiv, îmi creează oarecare frustrare dacă vei, pentru că știu că și în ziua de astăzi se întâmplă foarte multe nedreptăți. Am avut foarte multe nedreptăți în viață și nu numai la școală, în viață în general. Foarte multe, dar Dumnezeu mi-a dat pe alte părți. Nu, și întotdeauna când mi s-a întâmplat ceva, am căutat să iau lucrul bun din acea situație și să văd partea bună. Zic, mă, dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că nu era ceva bine. Știi? Și aia a fost. Mi-e foarte greu și foarte greu am găsit oameni în lume cu sufletul ca al meu. Acum poate o să par un pic așa. Eu nu vreau să spun că sunt un om bun, că nu sunt un om bun. Toți avem părți bune și părți rele. Dar întotdeauna am încercat să iau cei mai buni din oameni și să dau cei mai buni din mine oamenilor. Și de multe ori n-am primit același lucru. Cred că asta ți-a rămas? Că da. Dacă ți-aș pune întrebarea ce regretai, bănuiesc că acesta l-ai. Am multe regrete, da. Și totuși ești atât de tânără, Diana, și totuși ai multe regrete. Am, da. Pentru, la vine la 26 de ani, pot să spun că am trăit cât alții în 50. Poate pare așa mult spus, dar atât de mult m-am zbătut în viață ca să reușesc și atât de mult mi-am muncit capul să fie bine și am căutat soluții întotdeauna și variante și ca să fie bine, să pot să răzbat în viață, pentru că am fost tot timpul conștientă că fără susținere nu ai cum să reușești. Ei, eu n-am avut susținere, pentru că mama a fost o femeie singură, eu n-am avut susținerea masculină, să știu că am pe cineva în spatele meu, eu m-am zbătut singură. Eu la 18 ani, când am terminat liceu, m-am urcat în autocar și am plecat singură la Chișinău să mă înscriu la facultate de arte, acolo. Și am ajuns la 12 noaptea în Chișinău singură. M-am dat jos din autocar, m-am urcat în taxi și m-am dus la cămin, fără să știu ce avea să mi se întâmple în continuare. Bine, ulterior am renunțat pentru că nu făceam față acolo, nu am reușit să mă adaptez. După aceea am venit singură în București. 3 ani cât am fost în facultate, nu am avut pe cineva să vină să, nu știu, să vadă care e situația mea, unde stau sau, știi, tot timpul m-am descurcat și m-am zbătut singură. Mama știa de mine, mă susținea, dar n-a putut mai mult. Și nu-mi pare rău. Dar oare nu crezi că asta se datorează felului în asta care ai ajuns? Asta voiam să spun. Nu-mi pare rău, îmi pare bine. Pentru că astăzi sunt o femeie independentă. Sunt o femeie care poate să zic așa un cuvânt pe care îl folosesc de multe ori, poate nu cel mai frumos, sunt mai drăcoasă decât orice bărbat. Nu mă tem de nimic în viață. Atâta timp cât sunt sănătoasă și mama mea e sănătoasă și ei mei sunt sănătoși, pot să depășesc orice. Eu cred că în viața asta nimic nu e irreversibil decât moartea. Orice are soluție. Atât de mult ai spus încât mi-aș dori foarte mult să nu treacă un capitol din viața ta neabordat și vreau să-ți mulțumesc că cu atâta sinceritate ți-ai expus povestea de viață până la această vârstă și aș vrea mult să ne spui pe ce criterii sau cum te-ai automotivat să mergi mai departe și dacă nu cumva au venit dăți sau perioade în viața ta în care ai spus, dar de ce oare sunt eu așa încercată, dacă ți-ai pus întrebarea asta? Dar eu n-am fost un om încercat de viață. La vine, eu nu mă consider un om încercat de viață. Știi de ce? Pentru că am întâlnit oameni care au avut încercări mult mai mari. Necazuri deja. Necazuri mult mai mari. Oameni bolnavi, oameni care nu au acoperiș deasupra capului, oameni care se culcă și se trezesc flămânzi. Ceea ce mi s-a întâmplat mie, pot să spun că poate a fost o binecuvântare ca să devin omul care sunt astăzi. Pentru că, nu știu dacă tu știi, dar eu în timpul liber mă mai ocup de campanii umanitare. Chiar voiam să amintesc, că mi-aduc aminte, n-ai trecut în pragul sărbătorilor de iarnă, ai făcut... Da, și m-am ocupat foarte mult de acest lucru, mai ales în perioada pandemiei acum și mi-am dorit foarte mult să îi ajut pe cei aflați în nevoie. Și făcând asta, am ajuns la concluzia că sunt oameni cu necazuri mult mai mari și că, de fapt, ceea ce poate mie mi se pare la un moment dat o problemă, nu e de fapt o problemă, e doar o perioadă, o zi tristă, nu știu, o stare proastă, dar problemele adevărate sunt acolo când tu ca părinte te uiți la copiii tăi și vezi că nu ai cu ce să-i hrănești și că nici posibilitate de muncă nu ai, pentru că nu, poate nu ai școală, poate nu ai unde, deși ți-ai dori să faci lucrul acesta,
Când ești bătrân și ești neajutorat, când ești copil și nu ai părinții lângă tine, astea sunt probleme. Dar eu nu mă plâng de viață. Niciodată nu m-am plâns. Eu sunt recunoscătoare pentru ceea ce am primit și în continuare o să fac tot ceea ce îmi stă în putință să depășesc orice mi s-ar întâmpla în viață. Nu m-am plâns niciodată. Bine, am plâns un pic acum, dar în general nu sunt omul care se plânge și dacă mi se întâmplă lucruri de care nu sunt bucuroasă, spun asta e, hai să căutăm o soluție. Eu întotdeauna găsesc soluții la problemele pe care le am și merg mai departe. Viața e frumoasă, trebuie să o privești frumoasă, să o vezi perfectă, să te bucuri de ea și, nu știu, să spui toată încrederea în Dumnezeu și să crezi că până la urmă, indiferent de ceea ce ți se întâmplă, vei răzbi într-un fel sau altul. Ți-am spus, doar moartea este ireversibilă, în rest, orice soluție, orice problemă are soluție. Ai avut prieteni care te-au dezamăgit și care au plecat din viața ta când poate te așteptai mai puțin să fac asta? Nu. Nu am avut prieteni care să mă dezamăgească pentru că nu am dat ocazia oamenilor să mă dezamăgească, adică prietenilor. Eu am o singură prietenă pe care o cunosc de 12 ani. În rest am foarte multe cunoștințe și caut să-mi apropii oamenii în așa fel încât să ne bucurăm unul de compania celuilalt, prietenește vorbind, dar fără să ne oferim ocazia de a ne supăra sau de a ne dezamăgi. De bărbatul ideal trebuie să ne spui sau cel care trebuie să fie ideal pentru tine? Măi, sau dacă există? Înainte de orice trebuie să fie om. Așa în sufletul meu există cineva, dar lucrurile trebuie să-și urmeze cursul și viața trebuie lăsată să se întâmple și dacă Dumnezeu va considera că noi suntem făcuți unul pentru celălalt, cred că vom fi amândoi și da, pentru mine reprezintă tiparul de om ideal, dar viața trebuie lăsată să se întâmple. Adică nu-ți proiectezi, practic vrei să se întâmple, vizionezi sau vizualizezi viața ta, dar nu poți să fii omul care își aduce garanția că cu el vei îmbătrâni, pentru că până la urmă asta nu se poate, nu? Lavinia, eu nu cred în până când moartea ne va despărți, pentru că trăim vremuri diferite față de părinții noștri, viața e diferită, nu știi la ce să te aștepți niciodată din partea omului de lângă tine, însă sunt dispusă că atunci când va fi și voi considera eu că un om este perechea mea, sunt dispusă să ofer tot ceea ce am eu mai bun și mai frumos și să fac orice ca acea legătură să meargă. E clar că o căsnicie o faci, evenimentul în sine îl organizezi cum îți dorești, dar de ei sau de unul dintre ei depinde mai mult cum va continua căsnicia. Nu știu, n-am această experiență. Eu doar îmi dau cu părerea de pe margine, adică eu nu am avut niciodată o relație atât de serioasă să ajung la căsnicie. Dar te-ai gândit vreodată, nu știu, să ai copii sau să devii mămică de vreme? Îmi doresc foarte mult un copil. Îmi doresc foarte mult. Mama știe lucrul acesta. Nu știu dacă este momentul ca eu să devin mamă, dar cu siguranță când mă voi căsători, acesta va fi primul lucru pe care îl voi face, pentru că sper eu voi avea o fetiță blondă cu ochii verzi. Îmi doresc foarte mult. Dacă îmi permiți să spun din experiență că sentimentul de mamă, cum ai spus puțin mai devreme, că nu știi cum e, dar îți dorești, să știi că se dezvoltă odată cu sarcina. Știu asta. Doar că deja am început să dezvolt anumite instincte maternale, să le spun așa, de când fratele meu are doi copii. Și îți iubești nepoții. Și îmi iubesc nepoții ca pe ochii din cap. Și clar că, având o vârstă, 27 de ani, 26 de ani, împlinit, merg pe 27. Păi aveam pe amândoi la 26. Să străiască și mulțumesc, să fie sănătoși. Ești o mămică superbă. Mulțumesc, Diana. Și cred că cumva sunt pregătită din toate punctele de vedere, doar că trebuie să vină omul cu care să fac acest lucru. Da, mama ce spune despre acest aspect? Te va susține? Va fi mama? Bunica dedicată alături de tine? Hai să întrebăm. Mama va fi, este deja bunica perfectă, pentru că își iubește deja enorm cei doi nepoți pe care îi are. Dar sunt convinsă că atunci când voi avea un copil, doi, cu câți mă va binecuvânta Dumnezeu, îi va iubi și pe ai mei, așa cum îi iubește pe fratele meu. Și
voi avea din partea ei tot sprijinul și sunt sigură că mă va susține ca eu să-mi pot continua activitățile. Cât de frumos! Diana, mi-am dat seama că ești omul care, așa cum am spus la începutul emisiunii, te-am cunoscut fără costum popular. Dacă cineva te-ar vedea pe stradă, ar spune, doamne, ce femeie bine, mândră de ea, cu siguranță e ținut așa. Și iată că, contrar aparențelor, ne-ai dat răspunsul în cadrul emisiunii Folclorul Sub Lupa. Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ai vorbit cu atâta sinceritate pentru telespectatori. Îți mulțumesc și eu din suflet, Lavinia, mă bucur tare mult că ne-am întâlnit, că am discutat ca două prietene, că suntem două prietene, că ne știm de atâția ani și mă bucur că de fiecare dată ți-am pășit pragul emisiunii, indiferent care a fost aceea. Te felicit pentru întreaga ta activitate și sper să ne revedem ori de câte ori avem ocazia. Îți doresc multă fericire, multă dragoste, îți doresc și ție să fii... Ești o mămică superbă și te felicit pentru faptul că ești atât de dedicată și știu asta... Se vede și pentru mine ești o femeie, un model. Ești o femeie model pentru că îmi doresc să fiu și eu o mamă, așa cum ești tu pentru copiii tăi. Da, voie să te îmbrățișez și îți mulțumesc. Cu drag. Eu îți mulțumesc. Ne-a fascinat, ne-a cucerit și ne-a demonstrat că singura a putut să se ridice. Artista noastră, Diana Sârbu, a demonstrat că viața trebuie învinsă. Și nu știu dacă neapărat învinsă, cât trebuie să ne bucurăm de ea așa cum ne este dată. În fața destinului nu ne putem opune, însă să trăim prin iubire, să dăruim iubire, ca asta să primim. Cred că am învățat multe lucruri și în ediția de astăzi a emisiunii Folclorul Sub Lupă. Pe curând, dragii mei!